Slăvit să fie numele Domnului! Iubiți frați și surori, ne bucurăm să fim în prezența Domnului în această seară. Vreau să asigurăm pe sora Mihaela de rugăciunile noastre. Fost surprinși de acest diagnostic. Cunoaștem părinții, familia ei, familia Bontaș din Viena de mulți ani, poate la vreo 20 de ani aproape, o familie deosebită. Ne-au fost în câteva ori gazde în Viena și am vrea să transmiți părinților, să transmiți mamei că ne rugăm pentru dânsa și ne rugăm ca Domnul să-i dea sănătate și pe voi să vă întărească în credință. Vezi, frați și surori, în seara aceasta aș vrea să citesc un pasaj din Cuvântul lui Dumnezeu, capitolul 2 din epistola lui Pavel către Tit. Ca să respectăm cuvântul Domnului, că e un pasaj puțin mai lung, haideți să ne ridicăm în picioare. Tit, capitolul 2, de la versetul 1. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici cleveditoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate, cu viața curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele, iar în învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău de noi. Sfătuiește pe robi să fie supuși stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie, ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curețe un norod care să fie a lui plin de râvnă pentru fapte bune. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te disprețuiască. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În pasajul pe care l-am citit, apostolul Pavel îi scrie lui Tit, ucenicul său, și prin Tit bisericilor pe care acesta le păstorea. Sfaturile pe care le dă Pavel lui Tit și prin Tit are în vedere mai ales biserica sau bisericile din Creta, biserici din Grecia antică și din insulele cretane. Poporul din Creta este un popor foarte dificil. Nu vorbim de pocăiții din Creta, vorbim de cetățenii din Creta. Foarte rar apostolul Pavel apelează la stereotipuri. În națiunea noastră, noi avem foarte multe stereotipuri, avem diferite păreri, uneori de-a dreptul jignitoare, insultătoare, către anumite regiuni și cetățenii din acele regiuni. Apostolul Pavel nu apelează la acest gen de stereotipuri, dar în ce îi privește pe cretani, are câteva cuvinte extraordinar de
insultătoare. Și nu fără temei. Dacă ne uităm la versetul 12 din capitolul 1 din Tit, spune: unul dintre ei, chiar proroc al lor, a zis: cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe. Și citează ce spune acest proroc. Și în versetul 13, ca să nu dea vina doar pe prorocul de acolo care a zis lucrurile de cretane, ascultați ce spune în versetul 13. Mărturia aceasta este adevărată. Adică a constatat și Pavel același lucru. Cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneși. Și zice, de aceea mustră-i aspru ca să fie sănătoși în credință. Unul din lucrurile pe care le-am observat, și dacă vă aduceți aminte când am studiat epistolele apostolului Pavel, la epistola lui Tit, am vorbit despre trăirea în excese. Fiecare cultură, fiecare națiune are excesele ei. Unul din lucrurile care m-a surprins atunci când am venit în America, nu că oamenii nu s-ar îmbăta și nu ar fuma și aici, dar comparat cu Europa și mai ales Europa de Est, dacă trebuie să vorbim de România, unde o mare parte din populație, din oameni, erau fumători și bețivi, bețivi de stradă. Adevărul este că în America aceste excese sunt mai limitate și mai temperate. În schimb, sunt alte excese în națiunea aceasta. Sunt alte rădăcini adânci de lipsă de cumpătare și de răutate pe care le vedem. Există etnii, există națiuni care sunt caracterizate de violență. Există națiuni cu o vorbire extrem de scârboasă, de spurcată. Există națiuni cu tendințe de imoralitate exagerate. Există națiuni caracterizate de lene, oameni foarte puturoși. Nu că n-ar fi oameni de genul ăsta în toate culturile, dar în timp se creează anumite predispoziții etnice. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că acești cretani au niște excese, dă dovadă de niște excese care se infiltrează în viața bisericii. Orică oamenii atunci când s-au pocăit n-au renunțat la aceste excese, sau n-au renunțat cu totul la aceste excese, orică au încercat să renunțe, dar după o vreme au căzut înapoi în ele. Și dacă observați, unul din lucrurile pe care le spune despre oamenii din biserică, începând cu versetul 10 din capitolul 1, în adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, adică evreii din Creta, sunt mulți nesupuși, flecare, amăgitori, cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi învățând pe oameni pentru un găștig urât lucruri pe care nu trebuie să le învețe. Un alt lucru pe care îl subliniază apostolul Pavel aici este beția, chiar dintre femeile mai în vârstă din bisericile din Creta, unele erau dedate la vin. Un alt exces este vorbirea nesănătoasă. Un alt lucru,
Femei care nu-și văd de treburile casei. Nesupuse. În rândul tineretului, sfatul este învață-i să fie cumpătați. Să nu cadă în excese. Robii sunt obraznici. Întorc vorba stăpânilor. Fură. Nu sunt loiali. Și nu mai vorbesc, dacă ne uităm în capitolul 3 și în capitolul 2, pasajul pe care deja l-am citit, sunt foarte multe excese pe care Apostolul Pavel le condamnă. Și acum aș vrea să ne concentrăm puțin la ultima parte a versetului 14. În versetul 14 ni se spune că Domnul Iisus Hristos a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al lui plin de râvnă pentru fapte bune. Dragii mei, faptele în viața de credință sunt foarte importante. Vedeți, dacă ne uităm la întrebările la care răspunde epistola lui Pavel către Tit cu privire la viața practică a credincioșilor din Creta, prima întrebare este, al cui ești? Niște oameni dedați la beție, niște oameni în viața practică a cărora se vede excesul. Fapte rele, dar nu numai fapte rele, nu numai greșeli, nu numai alunecări. A strui în fapte rele, rușinoase, până la nivelul la care nici nu se feresc. Pune un mare semn de întrebare cu privire la identitatea unui asemenea credincios, al cui ești? Pentru că aici spune un norod care să fie al lui. Faptele bune demonstrează că ești al Domnului. O mai știu că cineva ar putea să spună, sunt fapte false. Încearcă să își câștige o reputație bună cu niște fapte bune, dar de fapt nu este al Domnului. Dumnezeu judecă toate lucrurile ascunse. Dar noi nu avem încotro decât să ne uităm la fapte, pentru că noi nu putem cunoaște oamenii doar potrivit declarației lor. Eu sunt al Domnului. Foarte bine, te binecuvinteze Domnul. Dar dacă mă uit la viața ta și îți văd faptele, pot să trag niște concluzii. Nu finale, nu complete, dar suficient de justificate. Da, cineva care face fapte bune s-ar putea să fie bine motivat sau s-ar putea să fie fățarnic. Dar cineva care face fapte rele nu se poate preface, fraților. Prefăcătoria este numai la faptele bune, la faptele rele nu există prefăcătorie. Cineva nu poate să spună, mă duc să mă îmbăt ca să dovedesc că nu sunt fățarnic. Dacă te-ai îmbătat, ești bețiv. Dacă minți, ești mincinos. Doar faptele bune pot fi prefăcute, faptele rele nu pot fi prefăcute. Și atunci când te uiți la viața cuiva, dacă are fapte rele, dovedește că nu e al Domnului, n-are cum să fie un norod al lui, pentru că norodul lui este plin de râvnă pentru fapte bune. Al cui ești? Al cui ești dovedește cine ești. Un norod curățit, răscumpărat, echipat, cu o învățătură sănătoasă, cu o trăire practică sănătoasă. Asta este identitatea noastră. Identitatea noastră depinde de apartenența noastră, suntem ai Domnului, de cine suntem noi și pe urmă de ce facem. Faptele bune. Vă spuneam din epistola apostolului Pavel către Romani, în capitolul 8, că există două sensuri în care se citește identitatea cuiva.
Pentru Dumnezeu este foarte simplu. Cum spune în Timotei, El îi știe pe cei care sunt ai Lui. Cine rostește numele Domnului trebuie să se depărteze de fără de lege. Adică să facă fapte bune, să facă fapte rele. Domnul însă n-are nevoie să uită la viața practică a cuiva. Pentru că lucrurile acestea merg în automat. Ești al Domnului, ești al Lui, faci fapte bune. Nu ești al Lui, faci fapte rele. Sau faci fapte rele, nu ești al Lui. Dumnezeu rezolvă problema rapid pentru că cunoaște adâncul inimii fiecăruia. Nici nu trebuie să uite la fapte. Că din izvorul bun nu poate ieși apă rea, amară. Și pomul rău nu poate să dea roade bune și nici invers. Deci, cu alte cuvinte, la Dumnezeu lucrurile sunt simple. La noi nu sunt așa simple pentru că noi nu cunoaștem interiorul. Noi nu cunoaștem inima. Și atunci noi o luăm în sens invers. Dumnezeu se uită la inimă și știe cine ești și al cui ești. Noi ne uităm la fapte. Și faptele demonstrează că ești sau nu ești al Domnului. Că noi ne uităm la ce se vede. Ei, când vorbim de fapte bune, Apostolul Pavel în acest capitol și de fapt în toată epistola lui Tit, vorbește despre trei lucruri importante cu privire la faptele bune. Faptele bune. Mai întâi, faptele bune sunt porunci care fac parte dintr-o învățătură. Dintr-o învățătură. Un cod de comportament parte dintr-o doctrină. Noi oamenii avem conștiință și suntem echipați cu un sens de bine și rău prin creație. Dar etalonul, standardul potrivit căruia ne armonizăm viața practică, nu sunt părerile noastre. Faptele bune, binele, este poruncit de Dumnezeu și face parte dintr-o învățătură a credinței. Una dintre cele mai mari falsuri, erezii teologice ale vremurilor moderne, este că harul lui Dumnezeu este un abur emoțional. Și dacă simți emoțiile alea, emoțiile alea te vor călăuzi în fapte bune. De aici, repulsia și nervii pe care învățăturile practice, să faceți așa, 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 să nu faceți așa, 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 îi enervează cumplit pe liberali. De ce? Pentru că ei spun că în har nu-s porunci. Ei spun că harul nu e o învățătură. Ei spun că acest cod de comportament este un automat pe care îl transmite identitatea noastră în Hristos și este o formă extrem de haotică a emoțiilor noastre, după cum simțim. O mare parte din această învățătură, că până la urmă și contrazicând învățătura, și aia e învățătură, învățătura aceasta se bazează foarte mult pe sentimente. Fă ce simți că e bine. Fă ce simți că e bine. Adică harul lui Dumnezeu este o explozie de sentimente care să regleze aplicația practică a harului în viețile noastre. Ce facem și ce nu facem. Și uitați-vă, vă rog frumos, la lumea în care trăim, care exact aceeași învățătură. Ce simți? Cum simți? Fă ce simți că e bine. Binele și răul nu fac parte din sentimentele noastre, ci din rațiunea noastră în care sunt sădite principiile harului lui Dumnezeu. Iată de ce aici cuvântul Domnului spune... Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață. Și ne învață. Este o învățătură, este o școală a harului. Este o explozie emoțională. Dacă ne uităm în pasajul acesta, de mai multe ori există expresia sfătuiește sau spune. Vom vedea că în
toate epistolele apostolului Pavel există aceste imperative. Spune-le, sfătuiește-i, poruncește, învață-i, spune-le. E adevărat, cuvântul sfat are și un înțeles de acceptare voluntară. Adică tu i-ai dat un sfat și el, dacă vrea să-l urmeze, bine, dacă nu, nu. Nu e adevărat. În Scriptură, în Noul Testament, ori de câte ori este vorba de sfat, este vorba de ton. Este vorba de ton. Și sunt cazuri în care ai de face cu surori mai în vârstă, bătrâni, pe care și dacă trebuie să-i înveți, nu-i înveți cu tonul de poruncă, ci sfătuiește-i. În al doilea rând, nu te duci din start cu poruncă, cu duritate. În al treilea rând, una este când spui public și alta este când spui personal. Când îi spui personal omului, nu îi strivești demnitatea. Îi vorbești puțin mai cu două blândețe, nu? Sfătuiești. Dar cuvântul sfat aici nu scoate din ecuație imperativul și ideea de poruncă. Harul nu are opțiuni, nu are păreri, nu are sfaturi în sensul omenesc al cuvântului. Harul lui Dumnezeu are învățături și învățăturile lui Dumnezeu sunt porunci pentru viață. Și așa trebuie să le tratăm. Iată, acestea sunt poruncile faptelor bune. Ori urmăriți toate epistolele pauline și epistola către Tit și veți vedea că apostolul Pavel are multe aplicații practice a ceea ce înseamnă fapte bune. În dicționarul, în vocabularul teologic al apostolului Pavel, faptele bune înseamnă să fii bun și să fii caritabil și să fii generos cu alții. Fapte bune înseamnă să nu bei, să nu furi, să nu fumezi, să nu, mă rog, toate viciile din lumea asta, să te abții de la el. Știu că cineva zice, nu scrie nicăieri să nu fumezi. Biblia spune să nu nimicești trupul, că e templul Duhului Sfânt. Și nicotina, tutunul, nimicește trupul. Spune să nu dați banii pe lucruri nefolositoare. Sunt lucruri care nici măcar nu nimicesc trupul, dar nici nu-l ajută. Ori, Pavel intră foarte specific în domeniile noastre de viață. Să nu furi, să nu poftești, să nu urăști, să nu te răzbuni, să nu vorbești urât, să folosești cuvinte porcoase, cuvinte nefolositoare. Deci toate aceste porunci ale Harului lui Dumnezeu, care au în vedere comportamentul nostru, care se referă la faptele pe care trebuie să le facem bune și pe care nu trebuie să le facem rele, Harul lui Dumnezeu este foarte specific și foarte amănunțit. Merg până acolo și spun, indiferent câte fapte rele și câte fapte bune ar putea cineva să pună într-un dicționar și să le pună pe toate, să fie 10.000. În mare parte direct și într-o măsură indirect, prin principiu care se aplică în mai multe ramuri de viață practică, toate sunt acoperite de cuvântul lui Dumnezeu. Cine spune, aici Biblia ne lasă pe întuneric, nu este adevărat. Biblia nu lasă pe nimeni pe întuneric în niciun aspect al vieții. Că să nu mai vorbesc de faptul că dacă am fost umpluți și botezați cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt
are răspuns pentru toate amănuntele vieții. Ca să ne facă să înțelegem și să aplicăm principiile, poruncile cuvântului lui Dumnezeu în orice domeniu de viață. Iată de ce trebuie să citim Scriptura pentru ca să învățăm harul lui Dumnezeu. Noi nu negăm emoțiile și sentimentele, dar ajungem imediat la ele. Nu începem cu ele. De fapt, în lista de trei, pe care o prezentăm cu privire la faptele bune în seara asta, e ultima. Prima sunt poruncile, învățarea poruncilor. În al doilea rând, nu numai poruncile faptelor bune, pilda faptelor bune. Un alt mod prin care se învață practic trăirea în fapte bune este exemplul personal. Și aici apostolul Pavel îi spune lui Tit, poruncește, dă învățătură, sfătuiește, mustră cu deplină putere. Și nimeni să nu te disprețuiască, spune, cine ești tu să-mi spui mie ce să fac și ce să nu fac. Asta înseamnă să nu te disprețuiască. Cum îl disprețuiești pe unul care te învață? Și zice, cine ești tu? Așa îl disprețuiești. Cine ești tu să-mi spui mie? Zice, spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere. Ce înseamnă asta? Cu autoritate. N-ai nevoie de autoritate decât în dreptul poruncilor. De ce? Pentru că la păreri și la opinii, omul poate să le asculte sau să nu le asculte. Dar când ai poruncit ceva, e nevoie de autoritate. Oamenii trebuie să recunoască autoritatea și nu autoritatea unui om. Eu sunt cineva. Nu, autoritatea cuvântului pe care îl rostim. Vezi, când disprețuiești pe Tit, când îl disprețuiești pe Tit, îl disprețuiești pe Pavel, îl disprețuiești pe Hristos și îl disprețuiești pe Dumnezeu. Pentru că Tit n-a învățat lucrurile astea de la el însuși, nu de la familia lui, nu părerile lui, nu de la etnia lui, nu. Le-a învățat de la Pavel. Pavel le-a învățat de la Hristos. Hristos a venit cu ele de la Dumnezeu. Așa a citit fratele Cornel la timpul de rugăciune, că Domnul Iisus Hristos a luat lucrurile lui Dumnezeu și le-a dat ucenicilor. Și le-am luat de la tine și le-am adus pentru ei. Și spune lui Tit așa, în versetul 7 din capitolul 2. Dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele. De ce? Pentru că în toate privințele ești învățat. Poruncile au fost date în toate privințele, în toate aspectele practice de trăire. Și în toate aspectele practice de trăire, Tit trebuie să fie model. Iată de ce, frați și surori, oamenii în creșterea lor spirituală au nevoie de porunci, dar au nevoie de pilde. Au nevoie de modele, au nevoie de exemple. Și unul din lucrurile la care ne cheamă Dumnezeu este să fim pildă pentru cei din jurul nostru. Domnul Iisus Hristos n-a venit doar să spună, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. În Ioan spune, cine zice că rămâne în el trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Știți ce sublim este faptul că Domnul Iisus Hristos, viața Domnului Iisus Hristos a fost atât de amănunțit, documentată în Evanghelie? Știți că este unul dintre cele mai amănunțite bagaj de informații cu privire la o persoană care a trăit în urmă cu mii de ani, cu 2000 de ani? Viața Domnului Iisus Hristos a fost extraordinar de bine documentată în multe fațete ale ei. De ce? Pentru ca să reprezinte o pildă. Nu numai că a venit și a adus poruncile lui Dumnezeu, ci a adus și o pildă. Ei, la fel, la nivel de biserică, la nivel de familie, oamenii au nevoie de exemple, au nevoie de pilde. De asta trebuie să fim veghetori, să fim foarte atenți. Pentru ca nu cumva să reprezentăm pentru alții o pildă de neascultare, o pildă de excese, de necumpătare, de lucruri care să producă poticnire
în viața altora. Scumpii mei, pilda de viață clădește două lucruri extraordinar de importante în viața altora, în viața unor copii, în viața unor copii în credință. Ce clădește? În primul rând, clădește respect. Clădește respect. În viața de toate zilele, fiecare dintre noi stăm cu garda sus. Dar când am intrat pe ușa casei noastre, pică garda. Și este foarte dăunător ca soția mea sau copilul meu să tragă concluzia că trăiesc două vieți paralele. Oamenii care mă știu cel mai bine. Așa că trebuie să fim extrem de veghetori, în primul rând pentru noi și pentru relația noastră cu Dumnezeu. Dar dacă spunem că ne iubim copiii, tinerii, frații, cei care sunt mai slabi în credință, Dumnezeu ne cheamă și ne dă responsabilitatea asta să fim model pentru cei din jur. Nu există viață de credință fără pildă de credință. Uitați-vă, vă rog, foarte mult la ceea ce subliniază Apostolul Pavel. Ca să nu fim vorbiți de rău, ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu, ca să nu poată să spună nimic rău despre noi. Ați auzit expresia, așa fac pocăiții? Ați auzit expresia, decât așa pocăit, mai bine eu fără sau într-o altă religie? Atenție! Cuvintele acestea nu sunt o scuză pentru cei care le spun, dar sunt o acuză pentru cei care le provoacă. Când oamenii spun, așa fac pocăiții, ei în mod implicit știu că pocăiții nu trebuie să facă așa și știu că fiecare pădure are uscături. Ei folosesc aceste expresii ca niște scuze ca să dovedească de ce ei nu e necesar să se pocăiască. Însă înaintea tronului de judecată nu ține. Înaintea lui Dumnezeu nu ține treaba asta. Că Dumnezeu de urechea aia îi ia și îi scutură și spune: a, deci tu știi cam cum trebuie să trăiască pocăiții? Uite-mă că știe nepocăitul cum trebuie să trăiască pocăiții. Știe nepocăitul să-l arate cu degetul pe pocăiții, să spună: așa fac pocăiții? De urechea aia îl trage Dumnezeu. Și o să-i spună: deci ai știut? Dar de aceeași ureche îl trage și pe pocăitul, care este o pricină de potignire. Pentru că în el, nepocăitul, și-a găsit scuza de a nu se pocăi. Și în felul ăsta și-a putut adormi conștiința. Și-a putut ucide conștiința. Iată, dar pilda faptelor bune. Și în al treilea rând, pasiunea faptelor bune. Da, e nevoie de emoții. Râvnă se numește aici. Un popor al lui plin de râvnă pentru fapte bune. Dragii mei, faptele bune sunt importante. Însă adevărul este că la un moment dat le putem face din obișnuință sau din frică. Putem să alegem o viață a faptelor bune din obișnuință sau din frică. Și cred că într-o măsură, nu în totalitate, dar într-o măsură, și la asta se referă Domnul Iisus Hristos atunci când scrie bisericii din Efes și spune: ți-ai părăsit dragostea din tâi. Biserica din Efes are fapte bune. Are fapte bune. Este, v-am spus, cred că, într-una din predicile trecute,
că nu e o altă biserică cu o carte de vizită mai impresionantă decât biserica din Efes. Ascultați, vă rog frumos. Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, că nu poți să suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ei găsi mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit, adică n-ai spus, mă las pe gubaș. Dar ce am împotriva ta? Ajungem imediat acolo. Haideți să vedeți o altă calitate extraordinară a efesenilor. Știți că una din vulnerabilitățile, punctele nevralgice ale celorlalte biserici au fost învățăturile nicolaiților și balaamiților? Ia uziți ce spune în versetul 6. Ai însă lucrul acesta bun că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Faptele nicolaiților. Ei, la o asemenea carte de vizită impresionantă, Dumnezeu spune, ce-am împotriva ta e că ți-ai părăsit dragostea din tâi, ți-ai părăsit pasiune. Și aici cred eu că avem în zilele noastre o problemă cu faptele bune, frați și surori. Cred că avem nevoie prea mult să fim convinși să facem fapte bune. Cred că avem nevoie ca cineva să-și spargă prea mult plămânii, să spună, nu faceți așa sau faceți așa. Cred că de multe ori avem nevoie să ni se repete de prea multe ori importanța unei fapte bune ca să continuăm să o facem. Cred că de multe ori avem nevoie de prea multe argumente să fim convinși de ce o faptă e bună sau o faptă e rea. Cred că ne-am pierdut inițiativa și pasiunea faptelor bune. Zice, un popor al lui care să fie plin de râvnă sau plin de pasiune pentru fapte bune. M-am gândit ce înseamnă practic să fii plin de pasiune pentru fapte bune. Înseamnă să nu aștepți până când cineva te roagă să faci o faptă bună. Înseamnă de multe ori să te duci să întrebi, aveți vreo faptă bună și pentru mine? Pot și eu ajuta cu ceva pe aici? Zic bine, Dănuț? Cu construcția... E bine așa? Ok. N-a primit prea multe telefoane. Avem frați în biserică care într-un moment în care chiar n-am insistat, ne-am trezit cu ei acolo. Și-au pus mâna pe lucru, au spus, ce pot să fac pe aici? Păi ce te pricep? Păi uite, pot să fac și asta, și asta, și asta, și asta. Și unii au venit și... din familii numeroase și cu greutăți și uite că și-au luat câte o zi, două, trei libere și au venit acolo numai să vadă și să inspecteze, au venit să muncească. Nu pot abține, mulțumim foarte mult, frate Adi. O familie numeroasă și-au luat zile libere, a venit, a instalat uși prin toată clădirea. Thank you din toată inima. Să fiți binecuvântați de Domnul. Și mulți alții. În mintea mea asta înseamnă pasiune. De exemplu, surorile stau un picuț mai bine la capitolul. Acum, pe frații, înțelegem că ei au și business-uri, au job-uri, lucrează, obosesc. Puțin îi înțelegem. Dar când am chemat, surorile au venit acolo cu mare pasiune, au lucrat, cred că mai puțin de o zi jumătate, au făcut curățenie, au făcut lună. Dragii mei,
Râvna pentru fapte bune înseamnă să nu trebuie să fii îmbrâncit în fapte bune, să nu fii împins în fapte bune. Acum, și împinși e bine dacă le facem. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că există o explozie de emoții. Explozie controlată de emoții. Pentru că dacă începem cu emoțiile, înainte să clarificăm ce e bine și ce e rău, emoția care îl face pe om să ridice mâinile în sus în biserică să se închine, e aceeași emoție care îl duce mâine la bar. Și după aia ajunge la spital. Sau un pom. Aceeași emoție. Emoții necontrolate. Ce înseamnă excese? Emoții necontrolate. Ce înseamnă cumpătare? Emoții controlate. Un stil de viață controlat. Deci nu începem cu emoțiile când e vorba de fapte bune. Că emoția n-are minte. Emoția n-are creier. Emoția e un fel de bum. Nu știu unde te duce când explodează. Și atunci, nu începem cu emoțiile. Începem cu poruncile, începem cu învățătura. După ce am învățat și ne-au fost învârtite bine toate rotițele și așezate și funcționează bine mecanismul aici, după aia, ca să fim siguri că am înțeles, ne uităm la modele. Ne uităm la Domnul Iisus, ne uităm la apostoli, ne uităm la părinți, ne uităm la frați, la surori, la cei mai în vârstă, la cei care au avansat, sunt maturi în credință, sunt părinți spirituali. Și după ce toate lucrurile astea le-am clarificat și avem supraveghere spirituală care spune, aici nu e bine. După aia dă-i și cu emoții și dă-i cu multe emoții ca să faci fapte bune. Asta este ordinea corectă a modului în care trăim o viață de fapte bune. Dragii mei, viața faptelor bune nu este o viață simplă și ușoară. Este un război permanent. Pentru că pildele trebuie să fie permanente. Poruncile trebuie să fie permanente. Ăștia s-au pocăit ceva vreme. Și au început să calce în străchin. Și Pavel a spus, Tit, ia-te de ei! Că avem probleme. Deci trebuie o constantă supraveghere. Emoțiile în permanență trebuie ținute în frâu ca să ne ducă numai pe unde trebuie. Dar nu este o propoziție simplă. Pentru că uite ce spune aici. Ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Este o violență de ordin spiritual împotriva faptelor rele, pentru că încă trăim în viața aceasta, în natura aceasta umană, fizică, și predispozițiile trupului nostru nu sunt dintre cele mai nobile. De aceea spunea Pavel, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Pentru că trupul este un animal sălbatic și el trebuie domesticit, dar nu-i de ajuns. El trebuie legat, știți că animalele sălbatice, fiarele, că spune, ia-ți domnule, cretanii sunt întotdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, nu sunt fiare de fier. Sunt fiare de fiare, de animale sălbatice. Trupul este un animal sălbatic. Și el trebuie ținut în stăpânire. Asta înseamnă să-i pui ham, să-l legi în lanțuri și să-l bagi în cușcă. De la o grădină zoologică să vezi ce fac ăștia cu fiarele rele. Cu lei, cu tigri, cu lupi și așa mai departe. Nu-i lasă să se plimbe printre oameni. Îi bagă în cuști. Și uneori și leagă. Ei, trupul lăsat de capul lui
nu te va duce la fapte bune. El trebuie stăpânit, el trebuie manevrat, el trebuie ghidonat și trebuie să existe o învățătură, niște porunci, trebuie să existe o pildă și trebuie să existe o pasiune duhovnicească care dimineața să-i spună trupului: astăzi faci ce-ți spun eu, astăzi faci fapte bune. Frați și surori, rugăciunea care ne va ajuta în lupta aceasta pentru fapte bune este o rugăciune care trebuie făcută în felul următor, pentru că inclusiv când ne rugăm pentru anumite lucruri, Biblia spune, trebuie să știm cum să ne rugăm. A spune, Doamne, învață-mă. Pune mâna pe Scripturi. Aici găsești poruncile. Doamne, dă-mi pildă. Citește Scriptura și uite-te în jurul tău, la oamenii vrednici de urmat. Doamne, dă-mi pasiune, dă-mi râvnă. E aici, la capitolul ăsta, rugăciunea ta va avea un impact extraordinar. Pentru că dacă vei cere de la Dumnezeu putere și înfăptuire, puterea de a înfăptui, zice, El ne dă și voința și înfăptuirea. Și unii spun, o să stau cu mâinile în sân pentru că Dumnezeu îmi dă și voința și înfăptuirea. Eu sunt doar un robot. Programează-mă! Nu. Ce înseamnă El îmi dă și voința și înfăptuirea? Eu am fost creat cu voința mea proprie. Și Dumnezeu zice, na, asta e voință și asta e înfăptuire. Și eu trebuie să spun, Doamne, voia mea la colț, iau de la Tine voia și iau de la Tine și înfăptuirea. Vedeți, mai întâi trebuie să o rupem cu poftele și cu păgânescul și după aia trăim cu evlavie, cumpătare și dreptate în veacul de acum. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu-mi dă voința și înfăptuirea în sensul că mi le impune, ci în sensul că mi le pune la dispoziție. Și eu trebuie să renunț la voia mea, eu trebuie să o rup cu lumescul și cu păgânescul și pe urmă să umplu golul acela cu ceea ce vine de la Dumnezeu. Ei, după aia mă pot ruga. Dar dacă eu mă rog exact cum se ruga un bețiv dintr-o cărticică de la oastea Domnului, se ținea de un lanț, diavolul cu coarne copite și coadă era în față și ținea de un lanț și el se ținea de lanțul lui Satana. Și era cu o sticlă în mână și striga, Doamne ajută-mă! Și dedesubt zicea, dă omule drumul la lanț! Dă drumul la lanț! Ei, după ce ai dat drumul la lanț, roagă-te să-ți dea Dumnezeu pasiune, roagă-te să te învețe Dumnezeu, roagă-te să-ți arate oportunitățile. Știți care este o mare problemă? Noi spunem, Doamne ajută-mă să fac astăzi un bine și pe urmă ne uităm la un perete alb. Mai bine ne-am rugat, Doamne, eu deja vreau să fac binele, deschidem niște oportunități. Luminează-mă să văd oportunitățile astăzi. Și dăm o râvnă să-mi placă să fac binele. Plăcerea de a face bine, satisfacția de a face bine. Asta face parte din râvna binelui. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm pentru această pasiune. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a învățat, că ne-a dat model și acum să-i cerem pasiune, râvnă, puterea Duhului Sfânt. Să-i cerem oportunități. Prilej, zice Pavel la un moment dat, zice, știu că voia să faceți binele, numai vă lipsea ce? Prilejul. Să ne dea prilejul să facem cât mai multe fapte bune. Ne rugăm cu toții.